și Dacian Varga s-au mutat deja, dragii mei, împreună. Mai mult, avem imagini de la prima lor apariție în public, în calitate de cuplu. Cum se comportă când cred că nu-i vede nimeni? Haideți să aflăm amănuntele de la Violeta Miron. Violeta, bună ziua! Bună ziua, Laura! Iată că la aproape un an de la divorțul de Marcel Toader, Maria Constantin iubește din nou. Și da, în weekend cântăreața a apărut la brațul lui Dacian Varga la un eveniment. Cei doi erau îmbrăcați frumos, elegant, în negru și zâmbeau. Și chiar dacă nu au foarte mult timp de când sunt împreună, au făcut și următorul pas în relația lor și anume s-au mutat împreună. Fostul fotbalist locuiește într-o zonă de fițe din capitală, astfel că artista poate fi văzut prin acele locuri tot mai des de acum încolo. Și da, nu vrea să vorbească despre relația pe care o are deocamdată. Ar fi spus unor prietene că ar vrea să țină deocamdată relația pentru ea. Și dacă au făcut următorul pas și s-au mutat împreună, acum rămâne de văzut și cum va funcționa relația dintre copilul ei și iubitul ei, pentru că și acesta este un punct important în relația ei. Violeta, mulțumim. De multă vreme un cuplu. Păi, nu de mult, Maria ne vorbea despre bărbatul misterios din viața ei, de câteva luni mai exact, spuneam și ieri, în mai a recunoscut care o relație, dar despre care indica faptul că nu ar fi din showbiz. Ei bine, atunci noi îl identificăm ca nefiind Dacian Varga, cel despre care vorbeam trecut. Sau ne-a pus pe o pistă greșită. Sau, evident, ne-a pus pe o pistă. Păi nu, că și Dacian era implicat într-o altă relație. Da. Cine știe? Misterioase sunt căile dragostei. Da. Dar faptul că s-au mutat deja împreună... Înseamnă că au stat, au tatonat terenul. Măi, având în vedere că Maria se declarat, amintești? Foarte reticent în ceea ce privește o nouă relație și un nou angajament. Da, eu cred că nu putem să spunem că este vorba despre o mare iubire. Eu cred că e o mare atracție între ei, clar. Sunt în perioada aia de îndrăgosteală, în care, da... Păi și în perioada de îndrăgosteală te și asumă tot. E la început. Păi da, după două divorțuri dureroase și cu scandal și cu acuzații, evident. Știu, are dreptul la viață, până la urmă e o femeie liberă, singură. Da, nu contestam acest lucru. Eu puneam în balanță ce declara ea. De la... Auzi, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, așa că niciodată să nu spui niciodată. Așa este. Nu știi ce faci. Nu știi că de multe ori vrei să te duci nu știu unde și te duci în altă parte. Deci nu mai suntem, nu mai avem încredere nici în noi de multe ori. Nu știu, sunt momente și sentimente pe care le trăiești la un moment dat. De multe ori spui niciodată, nu o să fac, nu o să mai fac. Dar uite, se întâmplă. Sau să fie doar declarații făcute așa, de ochii publicului și ea de fapt să iubească cu patimă și cu patos și vreau să vedem și imaginile în care au fost surprinși la nunta care a avut loc duminică seara, că de fapt așa s-a aflat că ei formează un cuplu, venind în calitate de iubită și iubit și acolo extrem de discreți. Noi am văzut țopăind pe ringul de dans ca să atragă privirile asupra lor. Aproape toată seara au stat la masă, dar au venit de mânuță. Acest lucru este un lucru extraordinar. Unde e vorba de iubire, pentru mine asta înseamnă tot. Ideea este că nu contează prin câte divorțuri ai trecut, puteau să fie și 10. Evident. Din punctul meu de vedere, o persoană care divorțează este o persoană curajoasă, care își asumă că acea relație pur și simplu nu mai funcționează, indiferent ce ar face. Important este să învețe lecția din acea experiență pentru a veni și a intra într-o altă relație într-un mod mai înțelept și, desigur, să lasă o perioadă în care să se poată vindeca. În cazul lor, am înțeles că deja a trecut aproape un an de când a divorțat sau în jur de un an. Da. Așa încât a fost destul timp în care să-și învețe lecțiile. Și e posibil ca relația anterioară, bărbatul despre care ne vorbea Maria și despre care, repet, noi îl identificăm ca nefiind Dacian Varga din declarațiile tampon, ei. Asta voiam să întreb. Să fi fost relația tampon?